nu a mai apărut pe micul ecran după ce a plecat de la Acces Direct, virgulă, preferând să-și dedice tot timpul familiei, în special celor doi copii pe care îi are cu soțul ei, Răzvan Sândulescu. Un an departe de televiziune pare că a fost de ajuns pentru vedetă.Punct recent, în cadrul unui interviu, Simona Gherghe a mărturisit că ia în calcul să revină pe sticlă, fiindcă îi este dor de interacțiunile cu publicul. Nu a precizat, însă, dacă se va întoarce la Acces Direct, virgulă, emisiune pe care a prezentat-o timp de 9 ani. Sper să fie bine și să mai existe bugete pentru producții TV. Sunt mulți oameni care și-au pierdut pâinea și care stau cu grija lunilor ce vor urma. Dar am speranța că, ușor, ușor, lucrurile vor reveni la normal, căci românii iubesc să se uite la televizor. Mi-e dor de televiziune, de adrenalina live-ului, de interacțiunea cu telespectatorii. Când se va termina pandemia asta, am de gând să mă întorc la profesia mea, într-un format pe care îl voi alege cu grijă. Până atunci, mă ocup de platformele mele de social media, Facebook și Instagram, unde am început o serie de interviuri cu oameni celebri, dar și cu specialiști în diverse domenii, virgulă, a dezvăluit Simona Gherghe potrivit Click. Propun motivul pentru care Simona Gherghe a plecat de la Acces Direct în anul trecut, în decembrie, după o perioadă în care a preferat să nu iasă în public cu declarații. Simona Gherghe a rupt tăcerea și a explicat motivele care au determinat-o să părăsească emisiunea care a adus-o în prim plan. Pentru că am simțit că, după aproape 9 ani, trebuie să schimb ceva în plan profesional. Cumva, lucrurile astea se întâmplă ciclic. Când am preluat emisiunea, în 2010, eram după aproape 9 ani de știri. Acum, am simțit că am obosit. Nu e un format comod. Emoțional, m-a consumat foarte tare. Și am decis să mă retrag, ca să las loc pentru ceva mai bun în viața mea. Punct. În ultimii ani, am tot avut oferte, dar le-am declinat. Nu sunt genul de om care să se tot mute dintr-o parte în alta. Eu mă simt bine la Antena 1. Sunt aici de aproape 18 ani și, dacă aveam vreun motiv să plec, plecam. Faptul că încă sunt aici arată că mă simt bine cu ceea ce am, virgulă, a spus Simona Gherghe.